Tocmai arăți semnul ăsta, de ce? Nu e interzis. Știu care e ideea, că pe aplicație. Să uită la asta, că de ce l-am pus aici. Pe aplicație putem să facem ce vrem. Eu nu sunt de acord cu cenzura care există pe YouTube și nici pe social media. Nu mi se pare normal că n-ai voie să pronunțe numele unor Sanchi boli, cum sunt astea de acum, și ți se cenzurează pur și simplu videoul că tu ai pronunțat asta. Mi se pare ceva foarte, foarte grav. Este pur și simplu o practică extrem de comunistă. Nu există așa ceva să... Deci este libertatea speech-ului care trebuie extrem de apărată, ceea ce va face această aplicație care nu poate fi la propriu cenzurată. Contentul de pe ea nu va putea fi cenzurat mafioților. Să trecem la... Că vine Crăciunul la mafioși și la mețite și suntem la mafioși și la mețite și nu vreau să mai fac introduceri, mai vorbim puțin la stilul Eștiu despre asta și în rest, pa! Da, suntem la mafioții. O să pornesc cu ce vreau eu să pornesc, pentru că facem un verdict despre caderincile de Crăciun. Dar totul a început de la faptul că domnișoara de aici s-a plâns astăzi când am ajuns de un cadou pe care l-a făcut un o carte. Și mi-a zis, bă, a venit ăsta și mi-a o carte. De asta a început tema verdictului de astăzi. Însă eu o să vă iau așa de la capăt, cum ar fi, și o să terminăm cu cadourile. În primul rând, vreau să salut toate amețitele care au ținut post. Înainte de Crăciun. Știi ce s-a întâmplat? Inclusiv domnișoara de aici a ținut post, nu? Să ții post? Nu, ideea este ce pretind închipuitele astea că înseamnă să ții post și cum ele brusc să curăță și să eliberează cu postul ăsta și... nu, postul nu înseamnă asta. În timp ce n-ați mai mâncat, nebunelor, carne. Ce dracu de post țineți voi? Carne, de lapte, ouă, nu? Asta? Postul nu este despre asta. În timp ce voi n-ați mai mâncat alimente, dar ați mâncat fasole, de-ați rupt, ați bubuit pâmpat, păsupla, pumă și etc., este tot la fel de adevărat că nu ați mai gândit nimic despre alte amețite, că nu le-ați luat familiile în gând, că n-ați mai invidiat pe nimeni. Nu. Postitul e cu mintea. Nu cu stomacul. Acolo e doar la săraci. Sărăciile care cred că totul trece prin stomac. Nu. Postitul e cu mintea și cu sufletul. Nu e să nu îi mai arăs savarinalul ăla. No, by the way, vezi că Dumnezeu scrie acolo în carte că trebuie să-i dai savarin când vrea el. Pentru că tu în post trebuie să te supui bărbatului tău. Au, mafioților! Ia zice, te-a scalit o pastă o lună de zile fără? Hmm? Nu e, scrie nicăieri, scrie invers. V-a ars frumos, numai pe fasole a stat o lună de zile, a zbubuit în casă și nimic. Nu scrie acolo în scriptură că trebuie să se supună bărbatului. Bine, asta scrie de momentul în care vă luați. Ea trebuie să se supună, trebuie să arate boschetul. La orice oră și din și noi, așa, între fasole și cartofi, hap, uite și savarina din când în când. O dată o să doi, hop, dezlegarea la pește și la savarin să faci. Da, uite, e lege. Eu n-am știut. Da? Eu n-am știut că nu țin post. Că am păcat. Asta e. De ce? Încă sunt tru de dimineață până noapte. Asta înseamnă să n-ai păcat. Da? Păi vreau să știu și eu dacă astea care n-ați mâncat decât fasole și varză și cartofi. N-ați mai mințit? Trebuie să mințiți în fiecare zi, că vă treziți. Voi când v-ați trezit, ați început să mințiți. Păi care-i post? Care-i post? Păi despre asta-i post. Când te întreabă ăla să te împărere, ai mințit? Nu. Cum adică nu? Că eu mint de dimineață până noaptea cu tot ce e în viața mea. Minți, 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 micinosul. Minți, minți, minți. Ei da savarina lui mafiotul ăla? Nu. Marș!
Normal, preotul trebuie să întrebe și asta. Întreabă și tu zici, da, i-am dat savarina? Și el ce zice? Bravo? A, n-ai voie decât dacă ești luată? A, n-ai voie decât dacă ești căsătorită, băi! Nu e corect. Adică doar dacă ești căsătorită ai voie să o dai și dacă nu trebuie să ții poz total. Deci, nu voie să o fac. O lună. De la ce? Adică brusc vă transformați în ce? Mănâncă fasole doar? Sau cât de idee care e transformarea aia în post? Să duc pe la biserici cu basma? Nu mai pune basma, o care muri bure, să postează pe net cu basma, o ce să-ți facă, bă, preotul? Are duhovnic, ia. Ce îi spui? V-am mai întrebat, ce îi spui? Ia ziceți mafioților, ați căpătat aia? Nimic, nada. Începe Crăciunul, gata. Să revenim la Crăciun, că uite, am ajuns la... Vine Crăciunul, bă băiatule, a început alergatul până oraș, e groasă, ei sunt cu oalea de sarmale până porbagaj, trebuie să aducă sarmalele de la măsă, el nu mănâncă decât de la... El nu mănâncă sarmalele decât de la mama lui. Știi, adică face și mama ei, dar el are în frigider o cratiță separată cu sarmale de la mama lui, el doar de la ea mănâncă și încălzește separat pentru el. Când Federic spune, întreabă, astea sunt de la mama, nu, ale mele? El mănâncă separat de la măsa sarmale. El mănâncă, deci de Crăciun, el mănâncă sarmale de la măsa. Are o castoletă, un castron sau o crăticioară, i-a pus-o mai de aia de bail. Maică-sa și o pune în frigider și ea este ea lui, adică mănâncă doar el de la mama lui, el nu mănâncă de la din altă parte. Și când se întreabă, astea sunt de la mama? Amăta? Sarmale de la amăta? Dar du-te, bă, băiatule, la amăta, bă, de ce tu, bă, du-te, bă, stai pe Crăciunul cu amăta, bă, măcar de Crăciun să scăpă, bă, nu există și ce. El nu mănâncă decât de la mama. Scandalurile de la mes, să duc la mes. A ei, cu ai lui. Azi mergem la ei. La anul mergem la ei. Mai bine îi chemăm la noi. Coșmar. Coșmar. Ăia stau separați. Unii într-un capăt al mesei, celălalt, nu se halesc. Nimeni nu se halește la masa de Crăciun. 99% nu se halesc la masa de Crăciun. Abia așteaptă să ajungă în mașini, să plece. La sfârșit să se bârfească unii pe alții. Să rupă în gură. Efectiv, să rupă genunchi. Când pleacă de acolo, să iau toți la toca. Ai văzut, mă, t-a pus mazăre în... A pus intenționat mazăre în salata de băf, că știe că nu-mi place mie. Măcăneia. El e turbat. Pe nici dorit. El în porbagaj are sarmale de la măsa. Pe nici nu mă interesează de el. De-aia a venit. Ca să-și ia cratița să mănânce doar el. Până de Sfântul Ion mănâncă. De la sarmale de mame. Are că i-a pus mama să-ți ajungă, mamă, câte mănânci pe zi? 4-6 ori a înmulțit cu zilele are până de Sfântul Ion. Are sarmale de la maică. Să poată să măcănea aia. S-a uitat măta urla. Păi da, aia s-o ce la baie. Sunteți la masă, aveți apartament de 3 camere, în primul rând să vizualizăm, da? Ea se duce la baie, toată masa începe să o bârfească pe ea. Sunt la ai lui. Se aude în baie, că baie e la 1,5 metri. E ușa de la baie, ea aude, ea de-aia se zice în baie, ca să asculte la ușă după aia ce vorbiți voi. Familia care o bârfește. Pe femeie. Noi existăm, n-ai cum. Crăciunul e tot, nu există, na, nu, dar de la mese, nu, asta, toate acum urnează mese. Ele toate au unghiile roșii. Nu se mai dă. Astea își fac brad pe unghii. Pun globurile pe unghii. Chiloții roșii. Ea se fardează. Își pune pijama. A văzut la Andrei Mari. Își pune pijama fluffy, fluff cu aia. Fardată țiplă cu a fată. Drot la brad. Poză. Îl trage și pe fraier. După aia. Haide. Toți în pullover la fel. Bă, înțeleg, eu sunt ok cu orice, pentru că toată lumea are fetișuri, whatever, it's fine. Nu știu, poate el vrea să te îmbrace Crăciuniță, îi place să vină Moș Crăciuna, să nu vină Moș Crăciun, este ok. Bă, dar tu ca mafiot, să te pozezi în pullover cu reni, cu aia acolo la fel, cu aia mici la fel, tu nu ai, adică nu mai există cale de întoarcere de aici. Drumul de întoarcere, știți? Hansel cu Gretel au pus niște grăunțe de alea că mergeau pe ca să știe să întoarce. Pe aia sau așa, nu mai știu, la fel, nu mai există întoarcere spre manhood de la puloverul cu reni.
nu există. Tu te mai poți angaja de la spiriduș la Moș Crăciun. Atâta mai poți să faci după asta. Tu nu mai ai și unde să te întorci de acolo. Unde să te întorci? Ce faci? Doar să pleci până Afganistan, să faci pe acolo armata la propriu și te mai întorci și zici, bă, m-am operat, m-am dus acolo, am stat 2-3 ani și m-am operat acolo și am făcut. Nu există. Nu există. Să te întorci de acolo. N-ai cum. Ați ajuns ultimele scame. Nu se poate. Tot Crăciunul alergi cu oala de sarmale sau te pozezi la brad în pulover cu ren. Mă duc repede, trebuie să cumpăr două crăciunițe, să punem pe masă. Ce? Îl trimite ea. Tu te să iei două crăciunițe. Ce e crăciunița? Ce e asta? E o plantă care aduce abundență. V-ați îmbogățit în ultimele 15 ani de când puneți crăciunița în geam? Că aveți 30 de ghivețe cu ei. Sunteți bogați? Tu sunteți toți săraci. Cum vă explicați că nu aduce abundență crăciunița după mascon? Să aduc abundență, punem pe masă, când nu aduce nimic. Este o plantă într-un ghiveci. În ghiveci. Câte crăciunițe în fiecare copil? Câte crăciunițe ai primit? Ești bogat? Zi. Nu. Ești un țărac. Nu sunteți în stare să luați un cadou. S-a plâns femeia asta, că de la asta a pornit. Domne, că cu cadourile, că ăștia care... Mă știți, ele, ca să înțelegeți voi, da. Ca să aveți scăpare, bă, că voi de-aia n-aveți vieți, că sunteți proști. Sunteți proști. Înțelegi? Voi trebuie să fiți deștepți. Ai înțeles? Deci, ia ca să nu... Să terminăm cu vrăgeala cu icauca. Ceva simbolic. Nu există. Nicio femeie nu vrea ceva... Nicio femeie, nimeni, nicio amețită nu vrea ceva simbolic. Toate amețitele vor ceva ca lume să primească. Oricând. În fiecare zi, dacă s-ar putea. În fiecare. Ele vor ceva ca lume. De ce? Pentru că ele, după ce au primit și au desfăcut, primul lucru le sună pe celelalte. Tu ce ai primit, tu ce ai făcut, tu ce ai... Imediat, că ele se compară între ele, că spălate pe creier. Ok? Ok. Nu există... Nu există... Să te ierte vreodată vreuna care ai dus tu ceva... Un ursuleț de pluși. Mai bine vii fără nimic. Nu-ți dă mai bine ție niște bani să-ți iei? 10.000 de euro? Da. Să-mi iau 10.000 de euro? Da. Dar cum mai că niște bani să-ți iei? Adu-te drept, fă un efort. Marș și caută, nebunule, ia Chanel, împrumută-te, fărate, că pentru vacanțe cum făceai? Fărate la Chanel, aia, plătești 3-4 ani. Nu există să te duci. Ăsta e niște mafioții care dau, îi dau ei niște bani și și aia. Hai că te p***e! Că poate nu te interesează, că, că tu te-ai gândit un an, aia are cadou tău de 6 luni. Să gândești, hai să gândesc asta. Bine, eu nu se gândește dezinteresant, nu-ți imagina. Ea să gândește așa, sperând în alea 6 luni, că și tu te învârți. Uite așa pe moluri, uite așa să-i cauți. Aiurea, eu nu se vede, ia scoți 24 de ore înainte. Ajută-mă, fratelu! Dă-mi și mie, bagă un Moncler de la porbagaj. Orice să iau, lua asta, mamă. Asta se întâmplă înainte cu 24 de ore de Crăciun. Ia, face teasing o săptămână înainte. Ce n-am foșetă? Doar l-o sparge, doar. Care ăla nu e spartă loc, este copt în păpușoare pe PlayStation, n-ai nicio treabă, nu-l doare. E pe telefoane cu aia, bă, ce-ați făcut, mă, că nu mă pac. Ei se uită la femei pe telefon, nu-ți caută ție cadou. Nu, dar ele, ei sunt pe chaturile cu prostituate. Ei nu-ți caută cadou, ei nu caută cadou nimănui. Nu. Ei cumpără tot la fel, să sfătuiesc. Ce să iau, mă, lu' asta, m-a zăpăcit, îți dai semn. Nu, frate, n-am cum să iau asta, că îmi scoate ochii după aia, n-are cum, n-o. Îi dau niște bani să-și ia ea. Nu, asta e cea mai... Fiedene, dacă dai 10.000 de euro, e ok. Femeia hal... Bă, dacă tu îi dai ei să-și ia, mă, că ți-am cardul și ție, tu ce-ți face ție plăcere? Păi dă-i cardul, ia. Era un filmuleț cu Vâncică. Când pleacă nevasta cu cardul la mall și nu mai aude de ea vreo 2-3 ore, trebuie să îl căutați pe YouTube, nu există așa ceva. Și o dă la dispăruți. După 2 ore o dă la dispăruți pentru că femeia plecase cu cardul lui la mall și nu mai știa de ea și nici măcar nu îi apăreau lui cheltuielile pe care ea le făcea și anunță poliția că a fost răpită. Femeia, că altfel n-are, nu știu nici ce explicație, dacă după o oră cardul n-a fost tras de nu știu câte ori, înseamnă că femeia a fost răpită și face un dita mai schige, foarte mișto, vă încerc. Da, domnișoara de aici care s-a plâns cu cadourile, zic, domne, că ea de-aia s-a transformat în materialistă, pentru că din cauza acestei chestii, că mafiotii nu aduc cadouri, ea a trebuit să ceară ea și ea cere direct.
De ce ați spune ce să-mi iei? Cu japca. Trebuie să-mi iei un Chanel. Te dracu, nu-mi iei, nu vii. Că pe 24, e simplu, mă. Voi înainte de 24, cam pe 20, ca să ai bătrâni, le spune, bă, fie întâi că intră, că un stâmp. Caro, băi, că așa e, cum suntem moderne acum. Bă, pe 24, dacă nu mi-a convenit cadou, te dau afară din casă. Da! Bă, pe 24 la braț, să știi, stăm toți în geci, ne îmbrăcăm toți în costumele de schi, că-i frig afară, desfacem cadourile. Dacă nu ne convine cadou, rau să afară din casă. Ori el, ori ea. Pe balcon, oriunde, să doarme afară, nu există. Mai vii când ai venit cu cadou. Ia vezi, caută și tu pe unde mai e deschis. Băi, eu știu, N. Nu pe mine. Nu vă dau, mă, după terminat. Mă, ce să iau, mă, asta, ajută-mă, te rog, eu nu m-a lăsat, da, nu, te rog, lasă-mă, mă, te, ce să... Măcar dănuța, de fiecare dată dă un spat greu, care atârnă greu. Nu, eu nu cheltuie, bă, nu există un cu care eu vorbesc și vorbesc cu niște băieți. Nu există unul care zice, gata, mă, mă duc să iau. Când aude ce, cât? Bă, nu există unul care nu întreabă cât? Două, trei miuțe, cât? O miuță, cât? Nu mă dă mai mult, dai mă, dă-mi ceva la reducere. Toți. Pentru că mafioții n-are aceeași, ai înțeles? Mafioții trebuie învățați. Amețitelor să aibă... Gândiți-mi. Mafiotul care mănâncă din cozonac până în februarie, care are 20 de cozonaci, azi măsă de la țară face una o bătrână care îi făcea și când era mică. Au venit ăia care mănâncă din cozonac până în martie. Cum crezi vreodată că să duc să dea 3.000 să-ți ia ție ceva? Cum? Păi ăla mănâncă din cozonac, că ștaie din cozonac, că e până în martie. Deci are drămuit. I-a dus măsa 20 de cozonaci să-l țină. Cum crezi vreodată că ăla se duce să zburde cu cardușile pe 3.000 de euro să-ți ia ție, nu știu ce, geantă sau nu știu ce, niciodată viața asta, ia ceva simbolic, un ursuleț. Pentru că cea mai importantă e iubirea lui. Nu e adevărat, nu e adevărat, nu e adevărat, nu e adevărat. Da, asta e. A pățit, că de aia știi. Maica s-a primit, este șefă de serviciu și primește înainte de Crăciun parfumuri și etc. mama lui, știi? Și le dă lui să le dea ei. Păi ea nu pute așa, amețită, are alt parfum, ea. Trebuie să-i parfum ei, poți să-i dai măta care l-a primit la birou. N fac așa, lasă mamă că primesc eu de Crăciun și dai să-i dai la asta. Ia-i, săracule, ceva, ia-i acolo. Ia-i și lui aia, măcar parfumul ei să-i iei. Că în rest, whatever. Thank you.